Pericol de moarte pe drumurile publice. 7 copii au fost loviți de mașini doar anul acesta pe străzile Clujului, dintr-un total de 72 de pietoni accidentați. Statistica este și mai îngrijorătoare. În Cluj-Napoca, 527 de minori au fost implicați în accidente rutiere în ultimii 10 ani. Un studiu al Poliției Rutiere arată că la nivel național mai mult de un sfert dintre pietonii accidentați în evenimentele rutiere sunt copii între 3 și 19 ani. Riscurile de accident pândesc la tot pasul. Majoritatea evenimentelor se petrec în zona școlilor. Autoturismele parcate neregulamentar restrâng vizibilitatea altor mașini în mers, iar la o viteză de 30 de km la oră, șoferii nu pot evita impactul cu un copil. În fiecare zi, la ora 12, strada Mihail Cogălnicianu este plină de mașini parcate haotic de către părinții care vin să-și scoată copiii de la școală. Și asta se întâmplă nu numai aici, ci în fața tuturor școlilor din Cluj-Napoca. Am văzut că ați parcat pe trecerea de pietoni. Nu credeți că puneți în pericol siguranța copiilor care trec și șoferii nu mai au vizibilitate aici? Da, probabil că aveți dreptate. Dar nu chiar așa, că nu chiar cu toată. Polițiștii fac și ei ce pot. De nenumărate ori am atras atenția părinților care vin și-și aduc copiii la școală cu mașina personală asupra faptului că există un risc real atunci când aleg să oprească haotic. Faptul că opresc cu avariile astea nu înseamnă că au rezolvat problema și pot să oprească oricând și oricum. Copilul nu trebuie lăsat neapărat în poarta școlii, în primul rând, în al doilea rând, dacă tot o faci și mergi până la școală, e bine să te gândești că și ceilalți au dreptul să circule și să circule în siguranță, nu să le obturăm vizibilitatea oprind haotic chiar și petrecerile de pieton. Având în vedere faptul că 97% din accidente sunt produse în localități și au drept cauză principală traversarea neregulamentară, prin corelare cu insuficiența locurilor de oprire, staționare, parcare din jurul imobilelor și sau al școlilor, se poate concluziona că în cazul copiilor există un risc suplimentar generat de lipsa de vizibilitate în cazul apariției acestora pe partea carosabilă, arată un bilanț al Poliției Rutiere din acest an. Polițiștii, în general, la orele de afluire și defluire a elevilor de la unitățile de învățământ, încearcă să fie cât mai prezenți în zona acestora, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de evenimente de natură rutieră, dar și altfel de evenimente care ar putea apărea. Un pieton lovit la o viteză de 50 de km la oră are 87% probabilitate de deces în timpul impactului. În ultimii 10 ani, în România s-au înregistrat peste 28.000 de accidente în care au fost implicați copii, soldate cu peste 650 de morți.